meu. Mi-a fost dat de mare, de furtună și de soartă. Eram tânăr și frumos, frumos, tânăr și bogat. Și încearcă să-mi ia comoara. Sunteți capabil, oare? Sunteți pregătiți? Aici e contratim totul. Papușa, nu te pierde! Dar vă rog, dar mâncați! Mamă, ce nasoală e asta! 3, 2, 1, da! Ai de capul meu! Mamă, bine, Ana, bine, Ana. Bine ați venit la Fort Boyard, locul în care 5 vedete din România își testează limitele și își înfruntă fricile. Măi, dar cum a început o emisiune asta? Cu tot să ajunge un mare prezentator. Ce mi-a zis bine? Ba, da. Suntem la Fort Boyard să cunoaștem concurenții, pentru că deja sunt la poartă. Păi dacă zic așa... Ia să vedem cine a venit azi. Ia să vedem. Uite, Cosmina, Cornel, Andrei, Ana, George... Asta e o super echipă. Da, e cam frică. Trebuie să găsesc capcane. Să găsesc niște capcane mai bune. Sunt eu mică, dar pot să duc foarte mult. Ana Lesco a ars în flăcări de multe ori și iată-o aici, vie și nevătămată. Dacă vreun șoricel de pe aici să-mi facă probleme, o să-l fac să regrete. Andrei Stoica nu îndoaie fiarele cu puterea minții, ci mult mai ușor. Fort Boyard este istorie, iar eu vreau să fac parte din ea. Cosmina Păsărin, vrăjitoarea ce are, dar foarte bună în orice face. Dacă e să mă arunc, mă arunc în mai de sus. George Vintilă a crescut la fermă, deci e obișnuit cu toate ligioanele. Simt că se lasă cu artificii pe tavan. Cornel Ilie vrea o țară ca afară, așa că l-am adus la munte, la mare. E bun în orice împrejurare. Ei sunt 5 ca 1. Aici e pe riscul vostru în moment... Hai, mai traduce și voi, că da, nu știu. Da. Hai, cu curaj! Cu curaj, aștia sunteți! 5 ca 1! Dracu tuturor! 5 ca 1! Hai, hai, hai! De când aștept eu echipa asta, pentru că de obicei noi ne chinuim și se spune în cască să fie, să facem, să iei energie, să așa. Și ați venit voi că nu mai e nevoie. Am niște nebuni pe aici. Am înțeles că dacă vă, uite, pe Vintilă, dacă lasă aici în port, face toate astea singur. Dar voi puteți să mergeți mai acasă, mă, nu mai e nevoie. Rămâne Vintilă, nu e nicio problemă. Știu de unde am scos-o pe asta, e Vintriller. Ia zi-o tu pe aia, zi-o pe aia, pe cealaltă. Cosmina acum? Cosmina, da? Am pocit un pic, mi-a zis Cosmina Părăsind. Să știi că da, auzi, n-a vrut. N-a vrut, dar mi-a zis. Da. Vedeți că nu e timp aici, e contratimp totul. Bine, hai. O să trecem frumos în momentul ăsta la zi-mă, cum se cheamă ăsta, regulament, nu? Regulament. O să vă spun așa, din momentul în care Felindra biciuiește gongul, aveți 50 de minute să găsiți 9 ok. Voi, de fapt, aveți nevoie de minim 5.
După care urmează trei aventuri, trei indicii. Dar când ajungem acolo, vă explic mai multe. Ok. Da? Foarte bună. Foarte bună. O să ajungi un mare prezentator. Ai mai zis o dată asta, mă, las-mă face. E invidios. Vă știți că jumătate din bani se duc în altă parte. Voi unde îi donați? O să-i donăm către Magic Camp. Sunt niște oameni extraordinari care au făcut niște locuri de vacanță pentru copiii bolnavi de cancer. Și marea motivație este ne vedem și la anul. A, deci ideați pe toți până la urmă. Da, stai, da. E foarte frumos că faceți asta. Și acum țin cu voi tare de tot, hai. Hai, zice, Felindra! Dă-i poc, fă poc. Unde e ăla micu? Gata, a început, se scurge timpul. 50 de minute aveți din momentul ăsta. Prima probă e la tine. La mine. Gata. Bă, proba se numește Mormanul de gunoi. Hai, dați-mi un pas la tu! Hai. Pozitiv am început, vreau să zic! Mormanul de gunoi, hai! Vă mișcați, vă rog! Repede, repede! Hai cu energie, hai. Nu-i timp! Haideți, bă! Ce faci cu paspartul? Unde ne duci? Cum ne zăpăcești? Uite, așa n-ai făcut. Deci aici, băi, deci proba asta, hai fiți atenți, proba asta se numește Mormanul de gunoi. Ați mai fost prin gunoi, nu? Nu atât de des. Am când eram mic și jucam fața ascunsă la caracăscul la bloc. Nu ne ascundeam în ghena de gunoi. Aici nici nu-i zice așa, aici e gânoa. Gânoa. Bun, la proba asta o să fie în felul următor. Tataie fura, l-a ales pe Cornel. Nu caci. Te-a ales pe tine. Hai, Cornele! Fii atent, stii foarte atent la ce îți explic, vino cu aici. Așa, Cornel, vor fi spate așa. Drept și concentrează. Multe sticle, multe gunoaie. Așa. Multe gunoaie, trebuie să... Unde e sticla, mă, că trebuie să fie pe aici? Nu mai e aici? Aici, pauză, stai din sticlă, e la el. Trebuie să găsești sticle din astea, da? Vreo 6-7 trebuie să găsești și ai un tub. Dacă bagi sticla de jos în sus, cât mai multe, se ridică cheia. O să poți să iei cheia. La un moment dat se ridică cheia, da. Trebuie să bagi mai multe, dublu. Grijă mare. Dacă nu ieși în timp, ușile se închid și rămâi prizonier acolo. Atent, atent. Da, sticle roșii. Suntem gata? Interes ai de făcut, da? Hai să-l încurajăm. Stai, că vrem să-l încurajăm. Stai. 5 ca 1, plac cu 1. 3, 2, 1, start! Hai, Cornel! Gândește-te că sunt vreme și trebuie să le găsești repede, să le pleci după aia! Să nu fii agitat, Cornel! Caută roșii, caută roșii! Vezi unde e cheia? Bun! Caută peste tot, caută peste tot, în toate sectarele! Bine! Bine, Cornel, bine! Stai! Bine, mă, uite cine știe! Mai are una, nu? Bine, mă, Cornele, bine, mă! Încă o sticlă să fie! Hai, Cornel Ilie! Hai, Cornel Ilie! Bine, bă! Bine, bă! Hai! Și ai luat-o încă una sau două ce? Caută bine, fii atent! Cornel, eu sunt setar în partea dreaptă, în dreapta, în dreapta ta! Am mai găsit una? A scos-o! Bravo, tată, vreau să zic! Stai cu sus! Bravo! Vino să vezi ceva! Uite aici! Uite aici! Timp record, vreau să zic, mai aproape jumătate din timp, felicitări! Ai fost foarte tare! Bravo! Nu vreau să mă ating de tine! Vin direct din gunoaie, ceea ce... Vreau să spun așa, pentru că vii direct din gunoaie, tu o să rămâi aici, pentru că nu putem să mergem cu mirosul ăsta mai departe. Hai să-i timp, Cornel, da? Ea lui Paspartout. Prima cheie! Bravo! Asta ce făcuresc! Mergem mai departe! Hai! Stai, uite, stai! Stai! Pastam! Te-am testat! Da! Următoarea probă, șoarecii! Șoarecii! Bravo! Șoarecii! Mă, câte surprize mai ai? Du-te că are o surpriză pentru tine. V-am zis, ăștia-s buni! Mi-e frică!
ăla îmi bătea inima și cum bătea inima, deci nu țin minte să-mi fi bătut vreodată inima așa tare. Pentru că trebuie să mă întrase, e defectiv, eu eram acolo, nu, trebuie să iau cheia, trebuie să fiu prima cheie, trebuie să plec cu drept. Ok, eu le trebuie acum trebuie, da? Ce-am alergat? Oh, lu! Băi, Cornel, stai așa, că vreau să te întreb ceva, stai un pic. Bă, noi nu prea am pus mâna. Să te întreb ceva, Cornel? Da, asta mic. Ești foarte sexy așa cu tricou ud și cu pătrățelele la vedere. Hai, toată lumea. Vrei să te schimbi sau rămâi așa? Nu, rămân așa. Ești ok? Cu echipa. Bine, echipa, perfect, bravo. Perfect, bravo. Hai, rămâne. Dar să nu ne uiți până. Exact. Soare, ce e să văd care e următoarea probă? Următoarea probă, Soarecii, va fi jucată de Cosmina! Eu? Fără timp! Oh, Cosmina Păsărin, o să spun, asta o să rămână doar cum aveți. Stai să spun despre ce e vorba. Intri, ai mai multe borgane, borcanele și așa mai departe, bași da, până la urmă, te aștept pe un fort. Da. Bagi mâna în ele, nu știm ce e acolo, în unele sunt șoricei, în unele sunt tot felul de maglavai, așa? Tot felul de resturi rămase de la șef, adic. Bagi mâna, găsești o cheie. Pot să bag ambele mâini? Mai tu faci pe toate. Și picioarele. Poți să fac și un dans tu acolo? Tu Cosmina. Tu poți să fac ce vreau eu, nu? Da. Hai, dai drumul la cronometru acolo. Hai. 3, așa? 2, 1. Hai, Cosmina, hai! Hai, hai, Cosmina! Acolo, a, șoricei! Bravo, bravo, Cosmina! Mai cap! Mai bagă, bagă, bagă! Aaaa, șoricei, mi-e frică să nu-i rănesc, sărat. Caută mai bine, mai atânt, păpușa, caută mai bine! Aaaa, ce e aici? Stai, 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 stai! În care pas nu am intrat? Ziceți-mi ce pas n-am intrat, că sunt aproape de final și nu e chiar... Mai, Cheia, nu găsesc cheia! Păpușa, nu te pierde! Nu găsesc cheia, nu e nicăieri! Mai avem, hai! Uite la cine de la început! Dar nu e cheia nicăieri, nu pot să cred! Hai! Nu e cheia nicăieri! Așa nu găsește! Nu cred! Dar unde e cheia? Nu găsesc! De ce nu găsesc? Grăbește-te! 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 15 secunde! Dar nu găsesc! 15! 14! Gata! Gata! 1! S-a dus timpul! Uite ce a zburat timpul! Nu! Hai, gata, nu se poate! Nu era cheia nicăieri! Dă cuba cu echipa ta că ai muncit! Cosmina... Pare rău! Pare rău! Sincer! Era într-unul dintre borcanele de acolo. Ia uite, gata, gata. Mergem mai departe, dați-o tot ok, dai bine. Mergem mai departe. Unde mergem? Nu vine să crezi. Așa, asta e proba ta. Pe Cosmina o părăsim aici, pentru că ne trebuie să se mai părăsim. Hai, următoarea probă se duce pus la zid. Paspartu, hai. Hai, pus la zid. Erau și tot felul de chestii scârboase, lichide, șoricei. N-am vrut să le fac rău șoriceilor, dar la un moment dat amestecam într-un borcan din ala cu șoricei, de zici că amestecam în oala cu ciorbă. Hai! Ia uitați acolo! Hai, omul e pregătit! Hai, băi, mă duc un pic până la George să-i explic ce are de făcut, da? Domn profesor? Da, domnul. Tot în regulă? Ia uite ce buline ți-au ieșit pe picioare. Hai numai buline. Băi, eu atâta nu mă apropii mai mult. Mi-ar fi frică, mie nu mi-e frică de nimic. Știi ce ai de făcut? În principiu, da. Da, trebuie să pui piciorușele acolo pe bucățelele alea mici. Pe stinghile alea mici, așa. Înguste. Mergi până la capăt, iei cheia, nu știu cum, în gură, pe mână, pe picior. Te întorci în timpul respectiv. Am înțeles. Ești gata? Gata. Hai. Strunile!
Dă startul! Aha! Hai! Urmă, startul. 3, 2, 1, hai, George! Start! Dă-i! Hai, George! Și a ajuns, deci nebun și nici la jumătatea timpului. Lasă că e bine. Aha, bravo. Bine, bă, tată, bă! Și-a tăiat un bilet, da. Dar l-a făcut acum. Acum și le-a tilic de zi. Și le-a tilic de știri. Și le-a aranjat, da. Auzi, trebuie doar să intre pe geam sau să-ți spun și mie. Care-i clopsi? Intre pe geam acum. Alții nici n-au reușit nici să plece de pe geam, da, peste mașina. Stai să întrebi. Da. O ia pe Cosmin. Da. A pe Ana. Mie mi-a ajuns. Ana. Ana. Nu știu. Mergi cu pitic, că nu-ți face nimica. Hai, 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 merge! Hai, 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 hai! A fost totul la limită. Am avut niște prize care nu mi-au prea convenit. Era să cad de vreo două ori de pe perete. Senzația când e să cazi de pe perete e una unică. Adică te trece așa un fior din cap până în picioare și te sperii. Am emoții. Vine Ana. Mă întâlnesc cu Ana. Am emoții. Vreau să cânt un cântec de dragoste. Aoleu, ce să cum să... Cum să mă găsă? Da. O, flăcări, ai o flăcări pentru tine, știi pe om. Cac liubliu ia vas. Cac baiu se avas. Znatin dulcea. Ce faci, Anușcă? Cântă, foarte agitată. Nu știu, mă pot concentra. Așa de mi-ai luat. Ia uite-te un pic în partea aia să vezi. Uite-te un pic. Așa, Anușcă, hai să vedem. Dacă eram cu 300 de ani mai tinerel, Doamne, prăpăd, făceam prăpăd. Așa, ești pregătită pentru... Nu. Nu ești, nu? Te cred, ai că o luăm ușor. Uite, pe cea mai ușoară ți-o dau ție, da? Cea mai ușoară, ia. Ești atentă. E un rege fioros,
și are figura înțeleaptă a lui Nicolae Iorga. Știi Nicolae Iorga, da? Da, e un poet, cântăreț. Dacă stă în banca lui, fără să fie retras, el cu alții se adună și se mulțește. Uite, începe timpul. Mai zic o dată, da? Pentru tine, fii atentă. E un rege fioros, are figura înțeleaptă a lui Nicolae Iorga. Dacă stă în banca lui, fără să fie retras, cu alții se adună și se mulțește. Un animal. Nu e chiar. Zi în versuri, zi cum poți. Ia vezi acolo, vezi dacă e răspuns. Cine e mână? Ia vezi, da? Să ce timp? Mai zi, mai zi ceva. E un rege. S-a dus, Ana, s-a dus. Of, of, of. Of, s-a dus. Ce putea să fie un rege fioros? Are figura înțeleaptă a lui Nicolae Iorga dacă stă în bancă. Dar nu știu cine e Nicolae Iorga. Aici e, păi asta e, e un mare, un cântăreț. Dar e mai din vremurile trecute. E mai vechi. Era leu. Așa, când erai tu de pe... Exact, după vremea mea ăsta, Nicolae Iorga. Mai și scria, dar și compunea. Compunea frumos tare. Eu am cântat multe cântece de Nicolae Iorga. Da. Nicolae Iorga, eu am un repertoriu tot timpul când vine cineva. Da, îmi pare rău, Leo, era, n-ai câștigat cheia, da. Dar lasă că oricum tu ai câștigat în viață mult. O să mai trebuie și cheia. Mulțumesc. Pe o parte ți ia și pe clar, cealaltă. Clar, Hai, Doamne, m-au trecut toate apele. Doamne, dacă eram un pic mai tineră, mușcam, din ea mușcam. Prăpăt făceam, prăpăt. Hei, ce ai făcut? Ai luat? Nu! Așa, asta ești tu fericită! Mai departe, nu mă scăzi! Lăsați-mă fata în pace, nu te scurați! De ce ești bucuroasă? Asta e Ana, nu contează, mergem mai departe! Haide, hai, vină jos! Hai, n-are nimic! Hai, paspartu! Du-ne la următoare, hai! Hai, deja mi-a spus tot ce a trebuit să-mi spună toată ghicitoarea, zice, ai înțeles? Nu știu ce zic, n-am înțeles nimic. Și mă uitam la perdele, la cum e făcut tot spațiul acela, la detaliile, nu știu, cărți, bibliotecă. Următoarea probă se numește scripetele. Cum? Scripetele. Ce crezi că poate să fie asta cu scripetele? Furnicular sau funicular? La ce? Da, la Madagascar. Papafura a zis că vrea să-l vadă pe Andrei la proba asta. Da, că nu l-a văzut deloc pe Andrei la proba asta. Hai, baftă! Nu-i trebuie să-l din spate pe Andrei, stai puțin. Ești ca unul! Dracu-tunu! Stai puțin, în timp ce Paul spune despre probă, eu o să vi-l arăt din spate. Întoarce-te puțin. Și fă asta, hai! Asta-i! Zi cu proba. Hai, zi-mă despre ce e vorba. Fii atent, trebuie să intri înăuntru, ai o sfoară și trebuie să tragi de ea pentru că trebuie să tragi niște pietre din apă. Când ajung pietrele la capăt, va fi agățată și cheia acolo. Te ridici, e cheia și ai ieșit. E de forță! Forță! E pe forță, hai, la tine acolo. Da, hai că intru cu tine acolo. Bat, Andrei, hai! Vezi că e puțin lichid, hai puțin. Stai așa. Stai așa, paspartu. Cât timp are? Deci știi ce ai de făcut, da? Da, hai. Ai 2 minute la dispoziție, da? Da, Andrei? Da. Ești pregătit? Dau startul? Da. Strunire! Hai, dă-te! 3, 2, 1! Andrei! Andrei. Bine, Andrei! Boale, rupe balea aici! Rupe sfoara aici, nebun! Bravo! Ce forță are! Mai bine pe ăsta l-aș lua temnicer la mine aici. Uite, chiar ajuns la aia. Gata, ajuns la aia.
Hai, tati! Bine, băi, bine, băi! Uite timp, uite timp! Puteai să vii, știți, puteai să vii așa, în mersul meu. Greuți, așa. Greuți, câte kilogram, cât mergi la sală, știi? Nici la trași și la 50-60. 50-60? Și pe Ninu? Ninu, te-ai încălzit! Ai estimat bine că sunt chiar 50 de kilograme. Da? Da. Cheile, Paspartout, câte sunt? 3 chei! 3 foarte bun! Sunteți foarte bun! Da, adică puteți să mergem în ritmul ăsta, mai bem și o cafea. Adică eu deocamdată pot să zic că la bărbați e bine. Nu ne demoralizăm! Și la fete e bine, dar e bine altfel, dar e bine și la ele. Hai să vă scot într-un loc drăguț. Vă scot într-un loc drăguț pentru că suntem în Franța și Franța este capitala mondială a modei. A nu a modei. A mesei de Crăciun și de toate zilele. Hai să mergem. Da, vă duc la masă. Hai că merg la Chef Sadic. Are Chef Sadic o mâncare excepțională pregătită. Eu am mâncat, am gustat înainte, foarte bună. Mi-a stat în gât, dar foarte bună. De cum am văzut, am știut, frate, trebuie să mă duc până jos cu tot corpul și pe aceea să, ca să nu pierd timpul, să mă ridic tot pe ajutându-mă de frânghie. Și în sfârșit la restaurant. Și în sfârșit! Bine ați venit la restaurant! După cum vedeți, este un restaurant în interior, pentru că Chef Sadic, așa îl cheamă pe Chef. Sadic? Sadic, Sadic. Pentru că așa. Ești înfometat, ieși în față un pas. Wow. Da, mai, ai tras la pietrele alea. Și pentru că n-ai mai fost de mult la o probă, te rog frumos, Cornel. Voi doi. Voi doi, da. Nu vă spun mai multe pentru că aveți acolo cu el o discuție destul de lungă. Om ce împreună? Și apăsătoare. Nu te bați. Mie deja îmi sună ce mănânci, să nu-l bați. Mie deja îmi sună ceva romantic, bă, doi. Hai, trebuie să vă spălați pe mâini. De ce vă pe mâini înainte? Spălați-vă pe mâini înainte. Spălați-vă pe mâini înainte. Trebuie să intrați? Trebuie să intrați. Ce mă, nu-i explicat de mine? Deci nu ți explic, nu ți spun nimic, îți spune Sadic acolo. A, da, hai. Hai, hai, gata, deschide. Dar nu simt. Toate bune. Hai. Ce te de asta? Știi că te acolo e bune. Ah, nu știu. Ce faci? Cum vrei tu? Ah, vreau. Ești tu fi? Tu ai prins la premier creia, tu ai prins prima cheie, nu? Eu am luat prima. Cu butiu, cum să? Și tu ultima cheie, nu? Câte chei am lucrat pentru ea. Trei chei? Avem trei. Am lucrat pentru ea. Am văzut. Bun. Riscați să o luați pe a patra. Sunteți capabili, oare? Despregătiți? Riscați-ne așa pe ea la mine, se riscă mult. Știi ce vreau să fii atent? Zim. Un muș de vită, well done, da? Muș de vită. Problema e că vita noastră a murit în urmă cu o săptămână și am lăsat-o acolo sus pe fort, l-a putrezit. Peste încă o săptămână o să fie numai bună, n-ai venit la timp. Avem aici ceva absolut special pentru voi. Absolut special. Dacă veți reuși să mâncați asta, primiți cheia. Dacă nu, nu primiți cheia, cheia rămâne la mine. Oh? Cât de mare? Cât de mare? Ați fost în Africa vreunul din voi doi? Nu. No. Există rinoceri în Africa, dar există și rinoceri în Fort Boyard. Rinoceri sushi Boyard. Bă, ce reacție, mă, mucinie! Ăștia, nu trebuie să-i mâncați neapărat. Ăștia-i mănânc eu, ăștia-s prietenii mei. Bun, dar ăștia patru trebuie să-i mâncați voi. Doi, tu și doi, tu. Sushi. Sushi Boyard. Da, hai. Ca să vedeți că sunt bun cu voi, partea asta din față nu se mănâncă. Păi aia mai am. Bun, pentru că asta vă rămâne în gât. Eu cred că ne rămâne totul în gât de ceea ce acolo, dar... Nu se poate. Eu mâncam și pe aia, că eu am prins și foamea mare și atunci mâncam foarte mulți creștișori de ăștia. Deci vă rog frumos, doi câte doi. Stai, dacă vreți să beți apă, am aici apă pentru voi. Băi, vreți să nu bei? Da? Dacă vă este sete, vă spuneți. Vă rog. Deci, cu curaj, ia,
1, 2, așa. Și tu 2. Trebuie mâncați sau trebuie înghițiți? Nu contează. Mâncați, înghiți. Bagă-i pe drum. Te rog. Deci trebuie să dispară pur și simplu, nu? E... Hai să nu iei pe prietenii mei, da? Te rog frumos. Pentru copiii noștri. Încep tu primul. Fii atent, zi-mi te rog dacă este contra cronometru sau nu. Nu, dar vă rog, dar mâncați. Avem deci trebuie să mâncăm doar așa. Mâncați, vă rog. Care iei pe aia din fața mea? De ce? Că zice, îi mănânci tu, îi mănânc eu, e bine. Hai, te rog. Ce mă? Hai, bă, cu toporez, cu toporez. Să nu vă gândiți să dați înapoi. Sushi e bun. Bun, bun, Cornel, ia, bun. Hai, crocant, crocant. Sunt specialitit, bă, ia, te rog. Te rog. Hai, curaj, curaj, hai, de duci cu mă. Nu cred, te face pe tine un... Știu că ai toată pedrăla, mântă-te-te! Bun, mănâncă! E foarte bun! A, bun! Bun, a, a, bine, hai, merge! Bun, nu? Se bun? Se bun? Nici măcar nu vă trebuie apă, corect? Da! Sigur? Ok, putem să mai avem? Bun! Le place, vai, dar ce le mai place! Să vede pe fața lor satisfacția! Vrei niște apă? Dacă vrei să vă spălați pe limba, avem apă la robinet. Mai știi canapea oaia pe care, care s-a murdărit și trebuie să fie fumat de curățenie? Și ultima ta bătălie. Ha, bravo. E bine, nu-i așa că e gustos? Dacă vrei să-ți clătești gura, ia apă la robinet. Deci, n-avem voie. Nu aveți nevoie, bine. Nu, n-avem voie. Aveți voie, bineînțeles. Când? Acum. Fără să pierdem proba? Fără să pierdeți proba, dar vă rog. Mai mănâncă după aia. Nu fii hoț. Nu fii hoț. Hai, mănâncă. Hai că e ultimul. Încă unul și aveți cheia, dacă nu... Unghiul. Hai că mai avem 20 de secunde. Hai. Nu cred. Hai, hai. Bine, băi! Bon, 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 bon. Ați câștigat cheia, perfect, bon! Minunat. Felicitări, felicitări. Mi-a părut bine. Bravo. Bravo. Sunt mândru de voi. Vrei mândru de voi. Bravo, bravo. Hai, bă. Așa client să tot ai. Hai, hai, outside. Au revoir, au revoir, mes amis. Bine, bă, băieți. Bravo, bravo, nu. Băi, trei. Vador, dezastru, dezastru, 4 chei, 4. Tu știi că asta, ăștia chiar se mănâncă, nu e că... Nu știu dacă chiar se mănâncă, dar jur că am transpirat, nu-și bate șef. La proba cu scripete. Nu-și bate șef să adică ce eu încă merg. Eu întreb, de ce simt oamenii respectivi? De ce ar mânca cineva așa ceva? Bă, este o delicatesă, pare că e ceva ca de pește, da? E foarte sărat. Da? De băi, mai bun decât arată. E gustos, nu? Da. Ce e gustos, da? Miroase de la voi? Okay. Miroase de la voi sau de la el că a fost la gunoi? Da, la gunoi, am mâncat gunoi. Ai mâncat gunoi? Hai să mă pace. Petre, te bagă numai din ăla. Hai, ia zi, până termin, până da, pești un pic fort, e, termin. Ce faci acum? Ce faci? Ia pe alții, domnule, ia pe alții. Lor? Ei s-o deschid, aha. Asta e gluma preferată lui Pastamp. Mie nu prea, dar nu pot să-i refuz copilului plăcerea asta. Băi, da mâna, nu, nu, nu! Ce, asta, Paul! Nu pot să-mi se dau proba următoare! Vin piticul ăsta, să plece, să te plece! Băi, m-am planificat, ia piticul, băi, pitic, să plec de aici! Nu că eu nu am problemă cu asta. Nu-i mă, nu, nu, de mâncat. Lasă-mă în pace, pleacă de aici. Șef să adică la mic. Hai să mergem mai departe. Hai, hai, hai. Hai, hai. Du-te, fie în jur. Fie în jur, că nu vin. Dă-te. Hai, Paul. Gata, vin. Hai, Paul. Hai. 80%. Murmărești pe piticul ăla. Colegul meu, Cornel, zici că mergea la film și mânca popcorn. Și când la un moment dat și când mi-a zis: "Hai, Andrei, că e tot ok." Și vorbea spre mine și mirosul ăla, am zis gata. Acum a vomit. Și eu de-aia îl țineam pe el de vorbă ca să mă țin și pe mine de vorbă, să nu mă gândesc. Și mă stecam acolo, era foarte relaxat. Adică eu am mâncat alea ca pe niște chipsuri. Eu stau doar aici. Eu aici rămân. Nu ies mai în față. Ce să duc aici? Băi, aveți grijă, da? Da, da. Vrei da, acolo? Da. Aveți grijă. Vrei să vin acolo? Da, da. La shift ăsta, o să fac eu, da? Bun. Hai că vreau să fiți... Andrei, treci pe spate, că ești mai micuț. Hai că-ți te vezi oricum. Safe.
Vreau să fiți foarte atenți, da? Da. Proba asta se numește țeapa de evacuare. Da. Da? Acolo vedeți apa aia cum curge, pe acolo da. Trebuie să intre. Da. Hai să vedem pe cine a delegat. Ah, uite, pot să văd. Deci. Pe chestia aia acolo? Sânșoară. Eu? N-ați reușit la chei, eu te-am speriat cu n-ați reușit la chei. Forță, forță, forță. A zis că e prea simplu. Hai, vină cu acea. Și v-ați gândit să mă puneți în dificultate, stați. O să... O țin o cheie sau să ai un cod, vino cu 4 cifre. Faptă focus! Așa. Vino cu acea. Stai cu față. Așa. Urci pe scara asta din spatele tău. Da. Intri acolo și trebuie să mergi până în capăt. Da. Da? Da. În capăt ai codul. Ok. Pe care trebuie să-l spui lor. Bine. Hai. Ce este bine cu uzul? Ești gata? Stai așa, stai așa, stai așa. Băieți, intru, intru. George, vino cu acea. Intru așa, nu? Stai, nu intra încă. Nu pleca încă. Nu pleci, nu pleci, stai! Nu pleca! Nu plec, nu plec. Ce rece e apa. Ești gata? Încerc, da. Păi dă-mi startul. Popuțează, gândește-te la lucruri. Hai, hai, hai. 3, 2, 1, gata! Hai, 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 go, 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 rapid! Hai, petit, cum mă ce nasoale asta? Ce facem aici? Ce facem? Că mi-e frică acolo. Lasă-l lângă pot. Hai, ține-te din laterale, Cosmina, din laterale. Blochează cu tălpile lateral, cu tălpile, așa! Cu tălpile sau cu genunchi? Cu tălpile! Cu genunchi, cu genunchi! Cu genunchi, cu genunchi, spune-i! Cu genunchi! Cu genunchi! Cu genunchi! Cu genunchi să se tragă de geamuri! Să se tragă de geamuri! Trage-te de geamuri! De ramele alea! De ramele alea! Și blochezi cu genunchi! Ramele sunt în relief, crezi? Cred, cred, nu știu. Ok! Doar ce văd și eu aici? De geamuri în laterală și blochez cu genunchii. Și cu spatele, și cu spatele, cu spatele. Băi, de picioarele, acoperișul cel mai bine. Cu picioarele, vă spun eu, secret. Nu merge? Cu picioarele. Ce faci? Nu merge? E foarte greu să mă țin. Ai grijă să n-alunici. Păi nu-l lua pe deasupra. Mai are timp? Mai are timp? Mai ai, mai ai timp. Hai, mai încearcă. Ține-te cu mâinile din lateral și cu... Eu te cred, dar trebuie să încerci să blochezi cumva corpul, ca să poți face pași. Face priză, face criză. Hai, hai, hai! Din lateral! Băi, George, poate cu spatele, mă! Cu spatele pe tavan! Cu spatele pe tavan! Cu spatele pe tavan nu poți să blochezi. E cot acolo, ajunge, băi! Păi asta e și ideea. Asta e ideea, da. Hai, Cosmin, hai, 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 că poți acolo. Cosmina! Cosmina, concentrează-te, hai mă, încurajați-o, mă, că... Spune-te, concentreze să nu se agite. George. Nu e, nu e. Hai, hai cu genunchi acolo. Cu genunchi, că nu pune genunchi. Nu mai are, nu mai are de... Hai, zi să iasă, că nu mai are timp. Hai, că nu mai ai timp. Hai, afară, hai, hai, hai. Hai. Hai, deci, ușor, ușor. Dar putem să ghicim codul? Da, greu, ă. Dacă fac din prima... Ia, stai așa, mă, stai mai în spate, mea. Nu are nimic asta. Așa greu aici. Este imposibil să urci, n-ai cum efectiv. Luați mâinile pe cutie. Luați mâinile de pe cutie. Dă-ți-vă la o parte, este bine timpul. Se explodează cutia. Focus, focus, că vine momentul ăla important. Focus, 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 focus. Opa! Focus, focus, preparatus. Asta e. Deci greu, ă? Foarte greu, este totul... Planul foarte drept, n-ai efectiv. Cu genunchi, cu ceva. Nu mai de ce să te prindem la zgâria de rame de geamă. Jetul de apă e foarte puternic. De ce n-ai încercat să mai bei din apă? Am încercat să-mi mai bei din apă, zic. Am băut. E foarte salată, i-am. Hai, 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 hai. Trag cu turnul! 5-1! Haide! Urmează cilindrii, să mergem. A prevu! Hai, 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 hai. Don't let me down. E o probă care se duce la bun sfârșit foarte greu. E chiar imposibil. Mă dor genunchii foarte tare. Sunt zgâriată pe mâini. Foarte iritată, foarte obosită. Vreau acasă. Frate, am obosit. Am obosit. Ai obosit tu? Care tu toată viața ta ai făcut? Ai făcut numai sport. Numai sport, dar mai și obosit. Proba asta e complicată, rău de tot. Toată. Dar nu e periculoasă, mă enervează. Adică? Nu e periculoasă, e așa, doar complicat. Dar de complicată, e complicată. Nu-mi place aici, în față la restaurant, nu știu, o secundă. Da, nu e. Pentru proba asta... Nu e punctul de întâlnire. Pentru proba asta este aleasă...
arată rău de tot. Toată. Dar nu e periculoasă și mă enervează. Adică? Nu e periculoasă, e așa, doar complicat. Dar de complicată e complicată. Nu-mi place ce face la restaurant, nu știu, am feeling. Pentru proba asta, pentru proba asta este aleasă, pentru că nu poate să fie ales. Aleasă? Aleasă din poveste. Ana! Ana, tu o să fii. Știi de ce? Vezi ce faci. Jur că focus. La proba asta e foarte important să ții echilibru pe niște cilindri. Cilindri înseamnă niște tuburi mai, cu dimensiune mai mare sau cu dimensiune mai mică, pentru că probabil în Republica Moldova cilindri nu se cheamă cilindri. Așa este, chiar da? Iată, se cheamă cu ceva din limba rusă. Da, cilindrova. Cilindrova. Deci intri, pe jos e popcorn de pe pici, nu pățești nimic. Și dacă ajungi în celălalt capăt, ai luat cheia. Dacă nu ajungi, dacă pici la jumătate, ai voie să te întorci să iei proba de la capăt. Deci dacă deci nu dacă, ci când. Da, deci dacă când atins, cad, da? Iau de la capăt, trebuie capă, să știi că ai 2 minute 45 la proba asta. Deci totul se face pe burtă, ca să-ți spune. Gândește-te că luăm acest pe burtă, încerci să intri pe cilindri respectiv să înaintezi, da? Ținându-ți echilibru și încet, că ai timp, da? Încet. Hai! Ce bun a fost la teacă! Uitați-vă acolo! Hai, Anișca! Hai! Hai, Anișca! Deci copil acasă. Păi de-aia să nu mă mai miște. Hai să ne spui. Hai că devine dramatic, băie, cu atât mai tare. Am rămas cu cheia. Bastam, hai, ce urmează? Bun, asta e a ta. N-am nimic, e cocetat în următoarele, asta e. Hai, bun, urmează o probă care se numește în beznă. Hai să mergem. Paspartu, hai că nu mai are timp. Hai să mergem. Hai, nu. Hai. Credem că
ultimul cilindru a fost foarte greu de stăpânit. A fost foarte sus cumva și a trebuit tot corpul să mi-l mut cu mare grijă, pentru că dacă, chiar și dacă respiri așa cumva un pic prea mult, imediat te clatin și se duce, știi? Bun. Eu stau aici. Bun. La asta. Stai acolo. Stai aici. Eu stau omul timpului. Hai să mă bagi așa. Proba asta am zis că se numește În beznă. Hai să vedem pe cine a desemnat. Draga mea, mie că trebuie să intri iar în beznă. Hai. Dar e cu șerpi. E cu șerpi. Cu ce-o fi? Eu vreau să câștig. Eu vreau să-și ia revanșa, mă. Nu m-a plumit, mă. Nu m-a plumit. George, tu intri. Bă, ce glume, bă. Ia-te ce trebuie să faci. Te urci pe amin, că am mersul prin canal. Ai mai mers prin canal, nu? Așa, da, da, toată curtea acolo. Și vei fi realmente în beznă. Ok. Te târăști acolo, nu știu de ce o să dai. Numai că... dai de niște animale mișcătoare vii, adică. Da. Ce fel? Nu știu, imaginează că e ceva drăguț. Păi nici eu nu o să revăd, că ai zis că e în beznă. Te duci până la capăt, iei cheia și îți dau un pont. Trebuie să ieși din conductă, să te întorci, ca la întoarcere nu o să poți să vii cu spatele. I-a dat un super indiciu, nu să face. Paule! Paule! 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1
hai! Ce te-ai băgat? Hai. Mergem mai repede, nu vezi nimic! Mișcă-te, nu vezi nimic, nu contează ce e acolo! Dai o păsărică, da, ce vrei aici? Păsărin trebuia să fie la probă asta. Dar noi nu vedem nimic, George, ca să te putem călăuzi. Da, nu vedem nimic. Spune-ne ce vezi. Ziceți unde-i cheia, că nu-i văd. Caut-o bine. Cu dreapta, ia sunt. Spune-ne ce vezi. În dreapta, în dreapta, în dreapta. În dreapta, în dreapta. În fața, în fața, da, eu mă trebuie. Acolo, 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 acolo. Bravo, atunci. Nu mai ghinivane, nu mai ghinivane, am azi. Picioarele laterale! Hai, 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 nu mai mult, hai, George! Hai, George! Hai, pe puțin! Te rog, te rog! Hai, 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 pe puțin! Mai repede, George, mai, mai, mai! Ce trebuie, George? Hai, bine! Totul la limită, bro. Bravo, bro. Bravo, bro. Bravo, bro. La limită. Deștept, deștept, deștept. A aruncat. Bravo, bro. Ce să mai, câte chei sunt? Ia, stai să... Cinci chei! Cinci! Deocamdată vreau să vă spun așa, sunteți în cărți. Deci e clar că aveți toate cheile la camera comorii. Cinci chei? Cinci chei? Nu, eu închid, eu închid aici, la Forbe, e gata. Gata, sigilez și plec. Hai să mergem! Hai, hai! A, nu știi românește, de am aruncat cheia din disperarea de a nu rămâne cu ea în mână și timpul să se fi terminat. Hei, 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 hai
că e bine, mă. Hai acolo. Deja în cam place rezolvă. Ce pisicuțe frumoase aici. Pisicuțe, pisicuțe, pisicuțe. Pisicuțe, uitele. Bine, nu. Stai frumos acolo. Stai, mă, că mă auzi. Ce-ți face, mă, e prin gard? Hai, liniște. Vă rog frumos să mă ascultați. Este momentul în care tragem linie și socotim. Au trecut cele 50 de minute pe care le-ați avut. Mama, o să luăm cheile. O să luăm cheie cu cheie. Ce facem că nu mârie? Ce să facă? Te faci că nu mârie. Băi, mă, omor. No, no. Dă-te, mă, mai încoace, așa puțin. Stai, mă, Paul. Dă-te la o parte ca să filmezi. Bine, bine, stau acolo, la margine. O să plec acasă. Hai să vedem. Au început să toarnă. Cheie cu cheie, introducem în... Hai, și tu? Hai, o să vedea doi, nu mai mult. Așa. Aveți 5 chei, da? Aveți 5 chei. Adică exact... Atât. Nu le deschide. Gata, nu deschideți nimic, doar vă așezați înapoi. Frații nebunii, vreți să deschideți acum poarta, nu? Pușă, băi! Băi, da! Asta mea... Păi am lăs acum. Ne gândeam că suntem prietenești cu cei mici. Da. O să plecați în 3 aventuri, puteți să luați 3 indicii care vă ajută să găsiți cuvântul cheie care dă drumul la bani. Sau banii lor. Așa, bun, nu, gata. Nu, da. Și plecăm, da? Deci gata, hai. Stai că are o... Traga turul! Are o surpriză pentru noi. Pentru mine? Da. Mă duce la plimbare. Te duce la plimbare. Ai vrea tu așa, o mare. Hai, și noi plecăm. Aprevu. Bună ziua! Ce avem noi aici? Cosmina, părăsim. Am zis. Așa au zis băieții de mici. Uite care-i treaba. Eu, Cosmina, n-am mai avut de mult aici oglindă. Eu n-am oglindă, că n-am de unde. Și abia dacă mă mai zăresc într-un ochișor de apă. Mă mai era. Cum arăt eu? Cum arăt, Cosmina? Foarte bine. Adică se dezvoltă cât se poate, na, acum. Frumos, așa, inteligent. Da, așa, ce să... Cu cine mai asemăna așa, dacă ar fi? Cu un împărat, cu un... Așa, da. Cu un împărat. Fă-ți frumos. Fă-ți frumos, asta, ia, eu m-am gândit că așa și, da, nu știam exact. Cred că citești și gândurile. Da, nu, așa sunt eu. Eu sunt foarte deștept. Uite, fii atentă, am o întrebare. Uite, un cuplu, mi-ar plăcea dacă s-ar putea să... Bine, dacă aș fi și eu mai tineri, să facem un cuplu. Dar nu vreau să intru în detalii. Deci, un cuplu... Hai, nu, câte... Un cuplu are 3 fete. Da. 2 sunt gemene. Da. Iar a treia este mezina. Da? Da. Fiecare fată are un frate. Câți copii sunt în familie? Un cuplu are 3 fete. 2 sunt gemene, iar a treia este mezina. Da. Da? Da. E, fiecare fată are un frate. Câți copii sunt? 6. Fiecare fată are un frate. Sunt 2 gemene. Fiecare... Cum ai numărat? Ia zi, cum ai judecat? Două gemene. Da? Da. Și fiecare fată are un frate 4. Așa. Și cu 2, 8. De 4, 4, 8. Toate fetele de un cuplu are 3 fete, 2 sunt gemene, la 3 s-a terminat. 3 fete? Da, 3 fete. S-a terminat timpul. Fiecare fată are un frate. Deci erau 4. 2 gemene. 4, că erau. Da. 4, aveau un frate, fiecare un singur frate. Da. A, îmi pare rău. Dar să știi că cuplu putem să-l mai înființăm, dacă pare rău, asta cine e. Lasă, că o sunteți bine. Câte chei aveți? 5. Ieși afară. O rugăminte, Cosmina, dacă mă iubești, să nu iei bani. Să nu iei, te rog. Da, să nu iei mult. Păstrezi pentru noi. Da, pentru noi, de pentru cuplul nostru. Gata, am înființat un cuplu. Gata, practic aș putea să mă însor. Fiecare vârstă cu bucuriile ei. Nici nu știu că acum trebuie să aleg Ana, Cosmina, Ana. Ei,
Nu am obținut tinticiul. N-are nimic, păpușa, asta este. Tu vorbești serios sau faci iar o glumă? Nu. Hai jos. Hai, vină jos, hai, pastam. Vină cu Cosmina jos. Avem treabă. Măi, ce-ați făcut voi, mă? Noroc cu băieții ăștia, că altfel... Mă, că am mai făcut pe bun. Hai, hai, Paspartu, hai, lasă cu școala, că nu... Nu! Ia uitați-vă! Ia uitați-vă ce am pregătit! Stai aici, stai lângă el acolo. Stau hai. Aici, stau lângă asta, nu? Ce faci, domn profesor, acolo? În lift, am culcat în lift. Avem o probă în care îl avem pe Cornel. Proba se cheamă Submarinul. O să înceapă să crească apa până nu o să mai existe aer. O să existe doar apă. El are o cheie în mână. Cu cheia respectivă va deschide eu primul tub. În primul tub va găsi altă cheie. Cu cheia respectivă va căuta următorul tub care are aceeași culoare și va deschide următorul tub și următorul tub și următorul tub. Ei, din toate tuburile astea tot timpul ies șerpi. Sau o diferite surprize, alte surprize. O rătăni! Ei, apa crește, șerpii ies și se plimbă pe acolo, ai înțeles? Și la un moment dat, în ultimul tub, o să găsești un indiciu. Dacă îl găsești, îl scoți repede și îl afișezi pe geam. Iar cineva, Cosmina sau Ana, o să introducă acolo codul și ați câștigat un indiciu. Primul indiciu, dacă e. Hai, stai așa. Există un lucru despre care trebuie să spunem. Pentru că e o probă foarte periculoasă, spunem noi. Avem un buton de panică. Un buton de panică, când faci tu semnul ăsta, da? Noi apăsăm butonul de panică, unul dintre colegii tăi, și apa se scurge și o să fii salvat, da? Ești ok? Nu știu. Începem? Și... 3, 2, 1, start! Hai, Cosmina! Hai. Cosmina, du-te acolo și fii pregătită să... să bagi codul. Da, 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 da. Hai, Cornel! A desfăcut primul tub sau nu l-a desfăcut? Măi, încurajați-mă! Hai, Cornel, mai repede! Trebuie să te miști puțin mai repede! Ia, uitați ce iese! Uitați ce iese de acolo! Da. Foarte dificilă, mi se pare! E foarte grea proba asta! Încearcă cu mâna! Încearcă cu mâna! Pentru mine este una dintre cele mai dificile probe! Chiar grea, pentru că încep să iasă de tot! Ăi, de capul meu! A, ești un șarte, da. Ține gura închisă! Oh, oh, oh! Păi s-a prins șartele de cheie, bă, băiat. A, e ultima de jos, frate, asta. Bă, dar eu îl admir pe omul ăsta, bă, frate, nu credea că ea s-a prea jos. Acum nu mai are nici aer. Trebuie să se ia aer. Trebuie să se bage la voia. Mai ia aer. Bă, dar e apa foarte jos, exact. Hai! Mamă, mamă, mamă. Hai, Cornel, hai. El o să aibă aer numai sus, trebuie să iasă, da, 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 da. Să iasă, să scupă. Mai, 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 mai. A prins șartele, mă, frate. Ia uite ce șarte e. Nu mai pune mâna pe șartele ăla. Nu mai poate. Apasă nu mai roșu. Poate, nu mai, gata, gata. E probă foarte grea, de înțeles. Bine că e... Gata. Am câștigat. N-a putut. N-a reușit, n-a reușit. Foarte dificilă. Bravo, Cornel! Bravo! Din păcate, ați pierdut un indiciu. Foarte dificil. E foarte grea. Toate probele, iar aceasta chiar e grea. Bravo. O să vorbim și cu el despre asta mai încolo. Da, vorbim mai târziu. Eu îl felicit pentru ce a făcut. Cornel, ești ok? Bravo, Cornel, încă o dată. Hai să mergem la băieți, pentru că și ei hai, sunt Paspartu, deja hai, pregătiți hai, pentru mergem, ceva hai. Foarte greu. Hai! Moftica, am pierdut prea mult timp la prima cheie când am învârit acolo. Eu am crezut că se desface mult mai repede. Că bagi cheia, o învârți, se eliberezi lanțul și după aia trebuie doar să deșurubezi. Și nu era, trebuia să mai dai vreo două chei. Vă rog, urcați la înălțime. Tot timpul ați vrut la înălțime, v-ați dorit la înălțime. Sunteți la înălțime. Eu o să urc puțin numai până pe margine. Hai, Cosmina, ușor. Aici, lasă-mă, țin de gardul ăsta. Lasă gardul, am încredere mai mare în gard. Unde? Ce fac, domnule, acolo? Bine, domnul, ce să fac? Uite, m-am întins un pic la plajă. Ia uite-l și pe... Ia uite-l și pe... colegul. Tot ok? Echipă! Ia zi, ce faci, domnul? Plajă pe fort cu aer. George, e foarte încrezut.
Eu sper să nu reușească. Știi ce aveți de făcut, da? Ai o cheie în mână? O să se declanșeze de aici trapa asta pe care stai tu, că nici nu știu, trambuline, cum să-i spun. Ai plecat, trebuie să arunci cheia aia, să-i arunci lui Andrei. Dacă sunteți buni și eu arunci la timp, lui, eu arunci cum trebuie, o prinde. El are acolo un cufăr, o cutie, deschide și trebuie să vă dicteze vouă codul. Codul? Exact. Și noi o să urle la voi. Și okay. Codul acolo. Și băgați codul acolo, da? Hai! Fetelor, sau voi, unul din voi, mergeți acolo. Ăsta e remote controlul ăsta. George, să ai grijă cum arunci. Că valurile se duc în... Ești gata? Andrei, ok? Da. 3, 2, 1, start! Andrei, ok? Da. 3, 2, 1, start! Vine acolo cu ele, poate au nevoie de ajutor. Vine mă și tu aici, da, lângă mine, mă. Da, hai, imediat, hai să nimerim cheia. Eu nu simt nimic. Aha, așa când apăsăm butonul? Așa? Da. A mers? Da. Apasă butonul? Și... 3, 2, 1, da! Hai de capul meu! George, ești bine? Atent, atent, da? Cred! Atent, așteaptă, așteaptă! Bă, deci mă consumă probele astea nebunesc! Iată, hai, hai, hai! Așteaptă! Acum! Aici e prea înalt! Hai, urcați-vă mai repede, nu mai stați acolo, pierdem timp! Hai, paspartu! Hai, plecăm, paspartu, hai, plecăm, mergem. Bravo lor, hai de aici, hai, că eu aici mă mor! Hai, Doamne Dumnezeule, ce noții! Da, țintă, ce să zic, am avut, deși reperele erau date peste cap, stând într-un fel pe targă, apoi pe spate, după aia cu capul în jos. Nu se deschidea lacătul la un moment dat, așa că am apucat de cutie aia, am tălas de lacătul ăla, cred că l-am forțat. Me the money! Băi, bravo! Bravo! Bravo, foarte bine! Foarte tare ați fost! Foarte tare, foarte felici! Mai noi, mai nici, tari băieții! Nici n-am vorbit despre câțiva dintre voi care au fost foarte tari, adică băieții, n-am vorbit despre ei! Am vrut să zic că nu am vorbit despre ei! Noroc cu băieții! Voi toți! Voi toți ați fost foarte tari, despre ei n-am vorbit, pentru că, uite, Cornel a fost acolo în submarin și nu ne-a spus cum a fost. Băi, mai aveam atât de puțin să scot ultima cheie, problema este că am pierdut prea mult timp la prima. Da, și te-ai panicat pentru că ajunsese apa. M-am panicat că nu știam dacă apa zice până sus de tot sau nu. Băi, s-a panicat, e foarte grea, m-am inventat o probă foarte grea acum. Păi dacă nici eu, atunci cine? E bine că ai făcut semnul și că ai bucurat să te bagi acolo. Ia cu șerpii, nu știu. Plus că ești foarte tare, că ai pus, luai șerpii aia și erau... N-ai treabă. Aia, nu? A fost cea mai tare. Ca să nu spun cum ai mâncat tu sushi. Ca să nu spun cum ai mâncat sushi, da? Și tu, și tu. Iar voi doi acum la final, voi doi la final ești nebun. Omule, lasă-mă și strâng mâna. Hai că ție poți să strâng mâna, dar tu erai în apă, adică nu știu cum ai ajuns acolo. Dar tu nu ești sănătos la cap, scuze-mă. Tu ai o liniște și o lentoare, da, de parcă n-ai... Era omul stătea așa deasupra portului la 40 de metri sau cât o avea, că nu mai știu când crește apa, când scade.
pe o scândură undeva cu mâini, nu mă spune cu mâini. La plajă. Dar îți dai seama că e nebun nu după, nu după față, te duci la tatuaje. Ce nebun își face buline pe picioare. Lasă-mă că înseamnă ceva bulinile alea. Nu-l întrebăm ce înseamnă, că e sătul omul, te întreabă toată lumea pe stradă ce înseamnă bulinile alea. Nici nu vrem să știm. Hai să mergem mai departe. Zile tot de... Oricum Nicolae, Iorga e de la Botoșani, ca să știi, atât. Ține minte, Iorga Botoșani. Ăsta e începutul. Mai, dacă mai vii la emisiune, mai spune. Ei, n-am mai ieșit acum. Bun, hai să facem așa. Hai să băgăm tigrii la loc acum. Te rog, eu vreau să vă explic despre ce aveți de făcut mai departe, da? Da. Hai. Felindra! Ești drăguț? Nici nu mă lasă să-mi termin ideea, mă, frate, și poveste din biciul ăla. Hai, 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 5 ca 1, Trăgătură! Fiți atenți acum, că acum e destul de complicat ce aveți de făcut. Câte indicii aveți? Doar unul singur, din păcate. Sunteți foarte buni. Dacă aveți noroc, dacă aveți noroc, poate ghiciți cuvântul cheie dintr-un un singur indiciu. Nu știu cât de deși. Eu zic că nu e de noroc acolo, Paula, acolo e... Să se mai și gândească. Da. Dacă nu, va trebui să sacrificați pe cineva. Cum sacrificați? Capetele de tigru, ați băga mâna în ele și scoateți un indiciu. Doar că rămâneți prizonier acolo, nu mai puteți participa la comoară. Asta e ca să avem un singur indiciu. Eu zic că trebuie să sacrificăm pe cineva. Deci... Vă face felul următor. Desfaceți indiciu. Stai să vedem indiciu mai întâi. Nu vă priviți. Poate... Dacă citiți primul indiciu și ați găsit, nu mai e nevoie. Acolo se desface indiciu. Aia este cheia pentru indiciu. Da? Îl citiți. Okay. Vedeți dacă reușiți. Dacă nu, decideți pe cine sacrificați. Da. După care, cuvântul cheie, cum este format el, va trebui să vă așezați fiecare pe câte o literă. Decideți voi... Cum și genul? Cine? Voi decideți cum vă așezați și când și unde exact. Da, bun. Mai e un lucru. Sunt diacritice. Da. Ok. Da? Mai e un lucru. Atenție mare. Voi nu o să aflați dacă indiciu este corect. Adică o să ne spuneți nouă mâță, cuvântul cheie. O să ne spuneți capcană și noi să vă spunem da, e corect. Nu. Voi riscați. Vă așezați pe litere și atunci aflați da sau nu. Dacă nu, e nu. Deci e puterea decizională a capitanului. Yes. Trebuie să așteptăm până... Papa a furat decide. Hai, după aia vorba, știi, după aia ce se întâmplă, e simplu. Hai că nu mai stăm. După aia, curți sau nu curți banii, luați-i, aduceți aici cântărim și vă dăm euro. Hai, 3, 2, 1, șar! Desfă-l repede, că a început să curgă. 3 minute aveți. Ține bine, ține bine. Hai. Ce greu să descarc. Asta este. Asta este. Indiciul este de piatră. De piatră. Eu... Nu știm, sacrificăm? Da. Hai. Ana, du-te acolo, du-te acolo. Indiciul. De piatră. Hai. Au sacrificat-o pe Ana. Hai, desfă-l. Indiciul 2 este de marcat. Da, casă. Decideți! Pe unde? Hai, pe oriunde decideți, nu vă așezați! Hai, că pierdeți timpul! Așezați-vă pe clipi! Pe om, am așezat eu pe om! Lasă-ne, mă, du-te și așa! Vino tu pe ea! Era... Casa, hai că a trecut grav timpul, hai! Uite, eu sunt pe A! Păi fii așa! Acolo! Hai, cu fața încolo, cu fața încolo! Hai, e bine! Felindra, întoarce capul tigrului! Hai, Hai, George, ia și tu separat, tu. Hai. George, eu zic să faci deja vreo două drumuri. Să faci două, trei drumuri, că vom vezi Zuban acolo, hai. 45 de secunde. Hai, băgați drum, n-aveți niciun ban. Haideți. Mamă, nu cred. Trebuie să Thank you.
dau drumul la Tigri și rămâneți acolo dacă nu ieșiți. Ah, ce bine dacă rămânea, că nu mai trebuia să le arunc carne în seara asta. Ne-am blocat acolo. Treceți, tu, Cosmin, ai fost disperată. De ce am fost, mă, disperată? Că trebuie să strage. Dacă tu ești agitată, o transmiți. Treci acolo, acolo, acolo lângă George. O secundă, o secundă. Nu vă certați acum la sfârșit. Nu ne certăm. Se ceartă, se ceartă. Cum? Tu ai rămas cu indiciile în mână și ca mai făceai ceva cu ele. Am rămas ca prost cu indiciile în mână. Indiciile și statuia și să... încredere, cuvânt? Nu știu, eu în momentul ăla nici nu mă mai gândeam era... că eu sunt ăla care trebuie să mă duc pe literă, înțelegi? Da, tu erai cel care trebuia să afle cuvântul, da. Exact. Și la comoară acolo v-ați învârtit ca mergi. Nu, la comoară erau prea puțini, ați rămas patru... Nu suntem obișnuiți cu comorile. Da, nu. Așa că mai muncit oricum, 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 nu. Stați o secundă, n-am cântărit. Poate că ați adus. Ajutați-mă și pe ăștia mici, mă, stați și mă uitați. N-am cântărit. Stați să vedem cât bani sunt. La ce să-i ajutăm, mă, că așa bani puțin n-a luat nimeni. O să ne uităm acolo sus și o să vedem cât înseamnă în euro. E bine, guys. Acolo sus la ușă. €6.350 E bine. Bravo, măi, foarte bine. E foarte bine. Ați avut un om sacrificat. Doamne, îți mulțumesc, cel mai puțin. Doamne, doamne. Foarte bine, bravo, bravo. Uite, asta da echipa. Bine, bine, bine. €6.350 €6.350 Și acum trebuie să fim toți ca unul. Jumătate din banii ăștia, jumătate din această sumă se duce către Magic Camp. Da. Asta a fost. Asta a fost. Noi ne vedem în săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare cu alți oameni, cu alte aventuri la Fort Boyard. Bun găsit tuturor, suntem din nou la Magic Camp, unde se joacă toată lumea la greu. A fost o plăcere din nou pentru mine și echipa mea, ca la emisiunea Fort Boyard, să direcționez toată suma câștigată către Magic Camp. Mulțumesc încă o dată Anei, Cosminei, lui Andrei și lui Cornel Ilie, colegii mei de echipă. Și nu în ultimul rând, 5K1, Dracatunu, bă, Magic Camp! Ia să vedem ce avem noi azi. Ia să vedem. V-am pregătit ceva absolut minunat. Oh, no way. No, 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 no. Nu e viu. Ruby, ești ok? Respira, respira. Respira. Nu aveți nici o cheie. Hai, tati, că deja mă enervez, vă las nervos! Aaaa, simt chicitoarea odată! Oai de capul meu! Tati, mi-e frică de apă să... Hai, bă, băiatule, bă! Mamă, 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 mamă! Mamă, 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 mamă!